Doamnelor și domnilor consilieri, în conformitate cu dispozițiile articolului 134 alineatul 1 litera A din codul administrativ cu modificările și completările ulterioare, ați fost convocați pentru astăzi în ședință ordinară prin dispoziția numărul 70 din 22 iunie 2023, emisă de domnul primar. Fiind prezenți 10 din cei 11 consilieri, ședința este legal constituită și își poate începe lucrările. Rog pe domnul primar să prezinte proiectul ordinii de zi. Da, mulțumesc. Mai întâi bun venit la toți cei care sunt prima aici. Un invitat, din aparatul de lucru. Ca de obicei, o să amintesc mai întâi ordinea de zi propusă pentru această ședință ordinară a Consiliului Local Bogdănești pentru a putea fi validată. La primul punct avem un proiect de hotărâre privind aprobarea modificării tarifelor SECE Compania Rompress Service, societate pe acțiuni, conform raportului expertului cooptat de către Adis Bacău, de către OAT Bogdănești, parte în contractul de concesionare pentru delegarea gestiunii serviciilor de colectare și transport de deșeuri municipale în județul Bacău, inițiator domnul viceprimar. La punctul al doilea este prevăzut tot un proiect de hotărâre privind aprobarea marcării de masă de masă provenite din pășunea păzurită, proprietatea privată a Comunei Bogdănești, este o exploatant în 2023, inițiator domnul viceprimar. Și punctul al treilea, solicitări adresate Consiliului Local. Să pun la vot ordinea de zi anunțată. Mulțumesc. Să nu rămâne decât să predau tacheta președintelui de ședință. Da. Ca să fim operativi, intrăm în ordinea de zi. Adică întâi, domnul secretar, cu... Da, dacă se face la procesul verbal încheiat în ședința din 25 mai 2023, sunt de făcut obiecte și completări? Dacă nu, supun la vot. Cine este pentru? Nu? Deci, în unanimitate, procesul verbal încheiat în ședința ordinară din 25 mai a fost adoptat. Și intrăm la punctul numărul 1 din proiectul ordinii de zi, și anume care la... Și ne prezint. Da, eu, dacă permiteți, o să prezint în locul domnului viceprimar proiectele de hotărâre. Deci, la punctul din ordine de zi, proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării tarifelor SECE Compania Rompress Service S.A. conform raportului expertului cooptat de către Adis Bacău, de către UAT-UDMR, parte în contractul de concesionare pentru delegarea gestiunii serviciilor de colectare și transport deșeuri municipale în județul Bacău, numărul 80 pe 2057 din 6 mai 2015. Cu următoarea propunere, să se aprobe modificarea și aplicarea de către SECE Compania Rompress Service S.A. a următoarelor tarife raportat la raportul expertului portat, după semnarea de către ambele părți a actului adițional numărul 5 și a actului adițional numărul 6, anexa numărul 1 la prezentul proiect de hotărâre și anexelor aferente acestora. A. Deșeuri reziduale, 456,16 lei pe tonă. B. Deșeuri reciclabile, 703,46 lei pe tonă. C. Deșeuri biodegradabile, 1683,24 lei pe tonă. D. Deșeuri din activitățile de reamenajare și reabilitare, 127,06 lei pe tonă. E. Colectarea și transportul deșeurilor luminoase, deșeuri periculoase din deșeuri menajere, 1060,1 lei pe tonă. Articolul 2. Să se aprobe încheierea actului adițional numărul 6 la contractul de concesionare pentru delegarea gestiunii serviciilor de colectare și transport deșeuri municipale în județul Bacău, numărul 180/2957 din 6 mai 2015, conform anexei 2, care face parte integrantă din prezentul proiect de hotărâre. Articolul 3. Să se împuternicească domnul Andrușcu Nicolae, în calitate de reprezentant al Comunei în adunarea generală a Asociațiilor de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău, să voteze în conformitate cu prevederile articolului 1 și articolul 2 din prezentul proiect de hotărâre în adunarea generală a Asociației Adis Bacău. Articolul 4. După aprobare, hotărârea se va comunica persoanei nominalizate la
articolul 3, respectiv domnului primar, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău, instituției prefectului județ Bacău, și va fi adusă la cunoștință publică în condițiile legii. Da, și documentele pe care le-ați studiat deja. Mulțumesc! Poftiți. Mulțumesc, domnule secretar general. Comisia numărul 1 pentru aviz. Comisia numărul 1 a avizat favorabil acest proiect anul prin de zi. Mulțumesc. Eu vă mulțumesc. Acum vă rog să vă scrieți la cuvânt, dar pe marginea acestui proiect. Domnul consilier, doamnă consilier, eventual doamnă primar. Da? Nu? Nimic? Dacă nu, îl propun spre aprobare. Cine este pentru? Cine? În unanimitate, proiectul de hotărâre prezentat a fost aprobat. Trecem la punctul numărul 2 din ordine de zi, pe care îl prezintă tot domnul secretar general. Da. La acest punct din ordine de zi, deci a fost înscris proiectul de hotărâre prin aprobarea marcării de masă de masă provenită din pășunea împădurită din fondul forestier proprietate privată a Comunei Pântănești, ce se va exploata în 2023, cu următoarele propuneri. Articolul 1. Aprobarea marcării de masă de masă provenită din pășunea împădurită din fondul forestier proprietate privată a Comunei Bogdănești de Bacău, ce se va exploata în 2023. Articolul 2. Procedura de vânzare a masei de masă de picior provenită din pășunea împădurită va fi de licitație publică cu strigare, cu preselecție, care se va desfășura ulterior. Și articolul 3. După aprobare, hotărârea se va comunica de către subsemnatul primarul Comunei Bogdănești, domnului viceprimar Botez Cristian, compartimentul financiar contabilitate, doamnei Ectin Carina și instituției prefectului județului Bacău, se va aduce la cunoștință publică. Însoțit de toate documentele pe care le-am studiat deja. Mulțumesc! Și eu vă mulțumesc! Comisia numărul 2 pentru aviz. Mulțumesc! Comisia numărul 2 a analizat proiectul și a acordat aviz favorabil. Mulțumim! Aceeași întrebare, dacă pe marginea acestui proiect cineva are de completat întrebări sau... Dacă nu, punem spre aprobare. Cine este pentru? Deci, în unanimitate, și acest proiect de hotărâre a fost aprobat în unanimitate. Și trecem la ultimul punct din ordinea de zi, și anume solicitări adresate Consiliului Local, doamnul secretar general. Da, astăzi nu sunt solicitări. Și cu asta, vă rog să opriți camera, certăm activitatea pentru astăzi. Doar două puncte, vă mulțumim.